Sfântul Ioan de la Sal este fondatorul Congregației Frații Școlilor Creștine. El s-a născut la 30 aprilie 1651 în Franța, într-o familie înstărită. Tatăl său era magistrat regal pe vremea lui, regatul regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, o treime din populația țării trăia în mare sărăcie. Statul nu asigura educația și familiile din această categorie socială nu își puteau permite să-și trimită copiii la școlile particulare. În fața acestei situații, Ioan de la Sal nu a rămas indiferent și a adunat în jurul său un grup de oameni care să se ocupe cu educația acestor copii care populau străzile marilor orașe. A fost începutul Congregației Frații Școlilor Creștine și al școlilor la Sal. Ioan de la Sal a fost declarat sfânt de către Papa Leon al XIII-lea în anul 1900, iar în 1950, pe 15 mai, Pius al XII-lea l-a proclamat patron universal al tuturor educatorilor creștini. El a avut un aport deosebit în dezvoltarea pedagogiei, a impus metode inedite, noi forme de organizare a școlilor, a înființat școlile normale, numite seminarii pentru învățători, cu scopul de a răspunde necesității mai urgente din vremea lui, pregătirea culturală și morală a cadrelor didactice. A întemeiat prima congregație de călugări Frații Școlilor Creștine, compusă exclusiv de laici și dedicată educației creștine. A făcut să se impună metoda simultană în învățământul primar. A acordat prioritatea limbii materne, înlocuind limba latină în învățarea cititului, contrar obiceiurilor vremii. A fost un pionier al școlilor pentru săraci și pentru copiii muncitorilor, apărute mai întâi în Franța, iar mai târziu și în alte țări europene. A organizat pentru prima dată școli serale și duminicale pentru tinerii muncitori, de asemenea colegii în domeniul comerțului și al industriei. Există așadar câteva particularități ale școlilor La Sal, pe care le-am ascultat acum împreună. Frații Școlilor Creștine, în lume, există circa 5202 persoane. Ei conduc 866 de centre educative, școli primare, secundare și facultăți universitare, dispuse în felul următor: 84 în Asia, 259 în America Latină, 70 în Africa, 83 în Statele Unite ale Americii, 370 în Europa. În jur de 900.000 de elevi și studenți studiază la aceste școli ale fraților școlilor creștine. Pe teritoriul României avem două centre ale Frații Școlilor Creștine, la Pildești și la Iași. Recent, unul dintre membrii acestei congregații, fratele Daniel Ciobanu, a plecat pentru o experiență în domeniul educațional, tocmai în Burkina Faso. Fratele Daniel este originar din Pildești. În anul 1991 a intrat în această congregație, impulsionat de dorința interioară de a se implica mai mult în domeniul educațional. Fratele a binevoit să ne răspundă la câteva întrebări pentru emisiunea Planeta Creștină la Radio Maria. Însă, înainte de a asculta cuvântul său, vreau să ne facem o idee despre țara în care se află. Burkina Faso este o țară localizată în Africa de Vest. Are 6 vecini: Mali la nord, Niger la est, Benin la sud-est, Togo și Ghana la sud și Coasta de Fildes la sud-vest. Literar, Burkina se poate traduce oamenii integrității în limba Moré, iar Faso înseamnă casa tatălui în limba Dioula, împreună casa sau țara oamenilor integri. Independența față de Franța a venit în anul 1960. Populația țării este de aproximativ 16 milioane de locuitori. Burkina Faso este împărțită în 13 regiuni, 45 de provincii și 301 departamente. Limba oficială este franceza, iar limbile minoritare sunt Moré și Dioula. Populația Burkinei Faso are o medie de vârstă de sub 17 ani, cu o speranță de viață până la 50 de ani și o creștere a populației de 2,7%. Frate Daniel, cum v-a venit ideea de a merge în Burkina Faso?
Faptul că mă aflu în Africa se datorează, lăsând la o parte providența care o rânduiește toate cum știe ea că e mai bine. Deci faptul că mă aflu acum în Africa se datorează convingere pe care o am că școala, educația în general, este cea mai bună formă de întrajutorare pentru o dezvoltare integrală solidă. Am convingerea că școala este locul privilegiat de deschidere a minților și de unificare a inimilor. Este o oază de pace unde se învață în mod practic conviețuirea fraternă și armonioasă, dincolo de convingerile religioase, personale sau comunitare. De aceea, prezența mea aici este, dacă vreți, o traducere a acestei convingeri, dar și a dorinței care m-a animat și mă animă de a-i ajuta, mai ales pe cei care au mai mare nevoie de ajutor. Trebuie totuși să mărturisesc și un alt lucru. Anul trecut, fiind la Roma pentru un curs de formare continuă, mi-am arătat disponibilitatea de a ajuta acolo unde e nevoie de profesori. Nu am specificat că aș dori în Africa, ci într-o școală la sal, dintr-o zonă săracă, unde aș putea fi mai util pe tărâm educativ. După câteva luni, superiorii m-au contactat pentru a-mi oferi oportunitatea de a lucra în Africa, mai exact aici, în Burkina Faso. Deci, aș putea spune că nu eu am ales Africa, ci Africa m-a ales pe mine, oferindu-mi acest privilegiu de a împărtăși viața și munca de fiecare zi cu și în favoarea copiilor și tinerilor africani. Personal, sunt încântat și recunoscător să fiu și să lucrez aici. Ne-ați putea descrie pe scurt cum a pătruns creștinismul în țara în care vă aflați? Pentru noi românii este o obișnuință, dar și o mândrie să spunem că identitatea noastră creștină coincide cu nașterea noastră ca popor. Dacă noi avem o istorie creștină lungă și glorioasă, putem vorbi de un creștinism bimilenar, aici în Africa creștinismul a pătruns relativ recent, iar biserica este foarte tânără. De pildă, în anul 2000 s-a celebrat cu mare fast și cu mult entuziasm un centenar. Da, abia un centenar de la pătrunderea creștinismului în regiunea în care mă aflu. Pe scurt, istoria pătrunderii creștinismului pe meleagurile burkineze se împletește cu procesul de colonizare a zonei de către francezi. Totuși, la inițiativa Congregației pentru Răspândirea Credinței, au avut loc 3 încercări de implementare a creștinismului în zonă. Primii 3 misionari au fost trimiși aici în 1896, dar nu au ajuns la destinație pentru că au fost uciși pe drum în Mali. 2 ani mai târziu au fost trimiși alți 3 misionari, care au fost uciși și ei în deșertul Saharei. Al treilea grup de misionari, așa numiții Le Père Blanc, părinții albi, au sosit în anul 1900, după o vizită la Ouagadougou a vicarului general Acard, responsabil cu misiunile pe Africa de Vest. Se spune că acest preot a vizitat, printre altele, trupele franceze de ocupație din capitală. Aici, un locotenent francez tocmai murise. De aceea a fost rugat de către ceilalți ofițeri francezi să oficieze requiemul de înmormântare. La auzul cântărilor edificatoare ale soldaților francezi, bătrânii triburilor din zonă au cerut în mod insistent să-i învețe și pe ei. Astfel,
prelatul a intermediat venirea și stabilirea primilor misionari, care, printr-o muncă misionară titanică, au făcut ca germenii spiritului creștin să pătrundă și să prindă rădăcini și să se dezvolte în mod constant. Astăzi, dacă vorbim de statistici, creștinii sunt cam 33-35% din populația burkineză. E impresionant. Care sunt provocările cele mai mari pentru un localnic care dorește să-și trăiască credința? Spuneam că biserica în Burkina Faso este foarte tânără. Asta înseamnă că viața bisericii este dinamică, iar celebrările liturgice foarte vii. Asta presupune o mare libertate de expresie a acestor convingeri religioase creștine. Dar oare este așa? Și dacă este așa, cu ce sacrificii? Spun acest lucru pentru a sublinia prima și poate cea mai mare provocare a creștinilor de aici. Depășirea sau chiar eliberarea totală de moștenirea diferitelor forme de idolatrie și de teama care vine din superstițiile animiste. Un preot localnic îmi spunea în zilele trecute: frate, unii dintre noi sunt creștini, alții sunt musulmani, dar din păcate în mentalul tuturor încă mai persistă idoli animiști, cu superstiții și vrăjitorii idolatre, care răspândesc teama și paralizează dezvoltarea integrală a omului. A doua provocare vine din partea diferitelor triburi. Și astăzi, ce-i drept mai rar, dar există și astăzi cazuri când creștinii sunt puși în fața unei alegeri cruciale, ori apartenența la trib, ori credința. A treia provocare are în vedere timpul și spațiul. Parohia noastră din Tusiana este mare, are cam 40.000 de suflete și este foarte extinsă ca suprafață. În afară de biserica mamă, mai sunt două capele în două filiale. E impresionant să vezi cum duminica și în zilele de sărbătoare, familii cu 4 sau mai mulți copii parcurg pe jos sau cu bicicletele prin pădurile savane de aici, ore și kilometri întregi, pentru a ajunge la liturghie sau la cateheză. A patra provocare aș zice că vine din partea modernismului. În marile orașe și în satele unde a pătruns deja electricitatea, mass media, mai ales televiziunea și telefonia mobilă, răspândesc germenii secularismului. Contactul și deschiderea spre lumea civilizată sunt binefăcătoare, dar, cum se întâmplă mai peste tot, ceea ce se ia și se învață în primul rând, din păcate, sunt exact lucrurile negative, dăunătoare pentru societate și pentru viața de credință. Vă invit să intrăm mai mult în mediul în care trăiește fratele Daniel și să ascultăm o piesă muzicală religioasă de acolo. Thank you.
care este activitatea dumneavoastră propriu-zisă în Burkina Faso? Dacă sunt un frate al școlilor creștine, activitatea mea de bază aici nu putea fi alta decât cea legată de școală și educație. Dar trebuie să vă spun că previziunile inițiale au fost date peste cap de nevoile locale. Din capitală, unde trebuia să activez, am fost trimis la colegiul nostru din Tusiana, un quasi orășel răsfirat și pierdut prin pădurile savane ale Banfore, aproape de granița cu Coasta de Fildeș și Mali. Cei drept, o zonă liniștită și ferită de canicula sahariană din capitală. Este important să amintesc faptul că aceasta este prima școală la sal din Burkina Faso, din cele 9 existente în prezent. Primii părinți albi misionari au ajuns aici în anii 44. Cunoscându-i pe frații din Lyon, au cerut la Roma să vină și aici pentru a deschide o școală. Au sosit la Tusiana în 1948. De atunci și până azi, colegiul a găzduit școli primare și secundare, inferioare și superioare, inclusiv cursuri de formare pentru învățători și pedagogi. Trebuie să menționez faptul că Burkina Faso, și după obținerea independenței din anii 60, a păstrat relații amicale cu Franța, țara colonizatoare, introducând franceza ca limbă oficială unificatoare a celor peste 60 de etnii, respectiv limbi locale. Sistemul școlar este comun cu cel francez, cu mici ajustări sau adaptări locale. De asemenea, începând cu anii 70, a funcționat un program interesant de cooperare între școlile la sal din Franța și guvernul francez, prin care în toate școlile noastre de aici, anual lucrau 2-3 profesori francezi cooperanți. Însă, după lovitura de stat din 2015, pe fond de insecuritate generală, acest program, din păcate, a trebuit să fie sistat. Deci, revenind acum la activitatea mea școlară, la colegiu predau diferite materii, precum istoria filozofiei, religie și engleză pentru începători. Sunt în jur de 600 de elevi, cu vârste între 12 și 19 ani. Dintre aceștia, cam 350 sunt interni. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu, în fiecare clasă sunt între 60 și 65 de elevi. Poate vi se pare incredibil, dar pe lângă cei 110 sau chiar 120 de elevi din școlile publice, e foarte bine. Însă, deși sunt așa de mulți, am putea spune că stau ca sardelele în cutie, totuși câtă motivație, cât interes din partea lor, cât respect față de profesori și mai ales cât sacrificiu și colaborare din partea părinților. E impresionant. Chiar dacă analfabetismul aici este încă alarmant, undeva la 50-60%, iar interesul pentru școlarizarea fetelor este încă foarte mic, simt cum școala schimbă din temelii mentalitatea și civilizația locală, favorizând și cultivând unitatea, progresul și dreptatea socială. Bine, pe lângă activitatea școlară, sunt și membru în Comisia Pastorală a Parohiei și lucrez ca și catehet într-o grupă de 56 de tineri care se pregătesc pentru mir. Cateheza parohială are loc în școala noastră săptămânal, miercurea și sâmbăta după programul școlar.
Sunt cel puțin 12 grupe a câte 50-100 de copii, tineri și adulți, grupați în funcție de limbă, adică franceză sau dula, și în funcție de nivelul de pregătire. 2 ani pentru botez, 1 an pentru prima împărtășanie și 2 ani pentru mir. Cam acestea sunt activitățile mele educativ-pastorale de aici. Care este relația dintre creștinism și islam? Când am sosit anul trecut, pe 14 august, la Ouagadougou, era a doua zi de la tragicul atac terorist cu mai multe de 20 de victime. Acest incident și altele de genul acesta din trecut ar putea da impresia că există tensiuni între musulmani și creștini. Experiența mea aici este însă exact contrară. În școala noastră din Tusiana, 50% din elevi sunt creștini, 45% musulmani, iar restul animiști. Niciodată nu au fost probleme legate de apartenența religioasă. Ba mai mult, aici zilnic ne rugăm împreună, participăm împreună săptămânal la liturghie și la rozariu. Iar sâmbăta, cu mare libertate, cine vrea, participă la catehezele obișnuite. Și nu este o noutate aici faptul că anual, în jur de 100-150 de tineri și adulți, după o pregătire de 2 ani, primesc botezul. Este adevărat că în trecut au existat multe suspiciuni față de creștini din cauza colonizării. Astăzi sunt multe momente de colaborare între reprezentanții comunităților creștine și musulmane. Se invită reciproc la sărbători. Se colaborează în cadrul anumitelor proiecte social-culturale și aș mai adăuga un lucru. Comunitatea musulmană are un plus de apreciere față de comunitatea noastră creștină pentru multiplele inițiative și proiecte sociale, precum școli, cabinete medicale, centre de plasament și ocrotire socială, construirea de fântâni de cartier, toate acestea în favoarea tuturor, nu doar a creștinilor. Spuneți-ne cum arată principalele sărbători creștine, Crăciunul și Paștele, în Burkina Faso. În primul rând, trebuie să menționez faptul că Burkina Faso, fiind o societate multietnică și multireligioasă, respectă marile sărbători ale cultelor majoritare, așa încât în aceste zile festive nu se lucrează la nivel național. Cât privește sărbătoarea Crăciunului, pentru un european ca mine, obișnuit cu farmecul bradului împodobit, cu farmecul ornamentelor artificiale și naturale, cum sunt zăpada, frigul, fără de care parcă nu e Crăciun, ei bine, pentru mine acest Crăciun a fost o experiență unică. E adevărat că au lipsit elementele exterioare, dar nu a lipsit ceea ce definește Crăciunul. Pruncul divin și bucuria celor din jurul său, bucuria noastră a tuturor. În centru a fost liturghia solemnă din noaptea Crăciunului, cu cântări și dansuri liturgice tradiționale. În cadrul acestei liturghii, un copil a primit darul botezului, de specificat că aici se obișnuiește botezul adulților și nu al copiilor. De asemenea, am remarcat o prezență masivă de musulmani și animiști și mi s-a spus că ei participă în număr mare pentru că nu au astfel de ceremonii înălțătoare și entuziasmante cum avem noi. Un alt lucru a fost așa zisul Crăciun al copiilor. Asta însemnând o liturghie cu și pentru copii, la sfârșitul căreia copiii prezenți au primit în dar bomboane și biscuiți. Cât despre Paște, nu l-am prins încă aici. Intuiesc totuși că
Evenimentul liturgic central va avea loc în noaptea învierii, când un grup consistent de tineri și adulți vor primi botezul și asta va mări bucuria sărbătorii. Ascultăm un alt cântec religios pe care fratele Daniel l-a înregistrat chiar de acolo, din Burkina Faso, din locul unde activează. Piesa se intitulează Dumnezeu a coborât între noi. Continuăm interviul nostru cu fratele Daniel. Povestiți ascultătorilor Radio Maria un episod care v-a impresionat pozitiv în continentul african. Este greu să extrag un singur episod din nenumăratele experiențe impresionante trăite aici. Aș zice că fiecare zi este un dar minunat și încerc să trăiesc zilnic cu gratitudine. Totuși, aș aminti chiar două întâmplări scurte din domeniul școlar. Într-o zi, aveam o oră de evaluare la istoria filozofiei. Am intrat în clasă și am distribuit foile cu subiecte. Apoi, aruncând o privire prin clasă, pe tablă am văzut un anunț. L-am citit și m-a întristat vestea morții unui elev din clasă. Murise de o infecție la genunchi după mai multe săptămâni de suferință și tratamente. Dar pe urmă m-a impresionat și altceva. Apelul la rugăciune și la colaborare pentru a plăti o liturghie pentru sufletul său. E minunat să vezi tineri solidari până dincolo de moarte. Tot legat de solidaritate, o altă experiență care este zilnică. Aici atât gardul cât și pereții exteriori ai școlii sunt prevăzuți cu table școlare negre, pentru ca elevii în timpul liber se poată exersa. E impresionant și în același timp promițător să vezi zilnic elevi mai buni sau mai mari, ajutându-i pe cei mai slabi, fie la matematică, fie la biologie, etc. Vă rugăm să ne spuneți rugăciunea Bucură-te Marie în limba locală. Sper să nu vă dezamăgesc prea tare spunându-vă că nu știu rugăciunea Bucură-te Marie nici în limba tusiană, nici în limba djula, cele două limbi ale etnicilor locali. Însă am o scuză. Nu știu dacă este suficient de întemeiată, dar aici Maica Domnului a învățat franceza. Da, atât preoții misionari cât și frații, originari din Franța și Belgia, care au activat aici, au promovat foarte mult limba franceză, așa încât astăzi aproape toți localnicii înțeleg și vorbesc limba franceză. Deși actualmente preoții sunt băștinași, cu excepția unei liturghii săptămânale, toate celelalte sunt în franceză. Doar Evanghelia duminicală și anunțurile se citesc în două limbi.
Totuși, am să o invoc pe Maica Domnului în limba diula, cu o rugăciune scurtă. Și am să vă invit și pe dumneavoastră să vă alăturați acestei inițiative, implorând-o pe Maica Domnului pentru două lucruri pe cât de banale pentru noi europenii, pe atât de răvnite aici în Africa, anume sănătatea și pacea. Dacă malaria este o realitate cotidiană tristă, există o altă realitate mentală mult mai tristă, care din când în când și inexplicabil erupe, creează haos, blochează progresul și seamănă insecuritate, discordie, violență. Așadar, în unire și spre sănătatea și pacea popoarelor africane în general, Maria Senu Ala Deliane, Sfântă Marie, roagă-te pentru noi! Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le sang.